Bun găsit, prieteni! Astăzi e o sărbătoare mare pentru poporul român, prilej cu care vă urez și eu la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Ioana, Ion sau derivate, ca un decrețel de nădejde, cum sunt, iată, sărbătorim astăzi prin muncă. Mulțumesc frumos pentru toate urările care au apărut și care vor mai apărea, sunt convins. E așa un sentiment extraordinar să știi că cineva așa de mult se gândește la o persoană anume. În această seară continuăm cu o emisiune soft, o emisiune relaxantă, mai lăsăm așa deoparte toate grijile care urmează să vină de mâine încolo. Era chiar așa o postare pe Facebook, spunea: domnule, de fiecare dată către autorități, desigur, de fiecare dată sunteți luați prin surprindere de zăpadă, în schimb știți cu mare corectitudine și cu mare siguranță de câte ori vine valul acela care ne pune pe jar. În fine, în această seară am invitat-o alături de mine pe prietena emisiunii noastre, doamna Adriana Popa. Mulțumesc frumos și la mulți ani! La mulți ani, bună seara și la mulți ani telespectatorilor care serbează astăzi ziua numelui. La mulți ani de anul nou 2022, an în care doresc tuturor să aibă pace, să aibă bucurie și să aibă sănătate. Și să scăpăm de năbădoiul ăsta. Sănătatea, dacă suntem sănătoși, include scăpăm. Include și așa ceva. Da. Doamna Popa, ce ați mai făcut așa către sfârșitul anului? Rămăsesem la un moment dat, ultima emisiune, ultima cronologie, desigur. Ne spuneați că urmează să plecați în Africa. S-a întâmplat, da sau ba? Da, s-a întâmplat. În 3 decembrie am plecat cu băiatul meu cel mare, el pentru prima dată, eu pentru a 5-a oară. Am plecat în urma cerințelor și dorințelor, de fapt că ei nu mi-au cerut, prietenii mei din Africa aveau mare nevoie de apă și într-o seară mi-a venit așa pe suflet să-i întreb de sănătate și mi-au zis că noi suntem, își construiesc o nouă misiune, tinerii la care am fost la nuntă și despre care am și povestit, am și scris în cărțile mele, și-au făcut un nou campus undeva într-o altă zonă foarte săracă a Ugandei. Și demaraseră lucrările de construcție din niște lemne, din niște materiale cât de cât mai ieftine pentru bugetul unei familii tinere cu 2 copii mici. Și ne-a spus că, draga Adriana, este foarte greu cu apa, că noi luăm apă de la râu, ne trebuie apă la construit, bineînțeles, apă potabilă, doar îmbuteliată, dar apa necesară menajului și altor activități în construcție o procurau de la râu. Și așa mi-a trecut prin cap o idee, Doamne, cum să fac eu să-i ajut? Și m-am gândit să le dau bani de apă. Nu știam cât costă, în schimb am dus discuția așa și cam de câți bani ați avea nevoie, ei erau acolo fără semnal, nu prea mi-au răspuns în timp, vă dați seama că este o ispită în cap care zice, ho, cum să-l dai tu la africani apă, da, tu la ai tăi, le-ai luat ceva sau... Și în capul meu să luptau binele cu rău, dă-le bani sau nu le da, sau fă altceva cu ei, că și noi suntem într-o perioadă de criză, de nu se știe, ne merge azi, ne merge mâine sau nu. Și m-am luptat, vă spun, până seara la 10, cu gândul de a le dona sau nu. Și am zis, Doamne, dacă mi-a intrat în cap gândul ăsta să le fac o donație, dacă le trebuie câți bani am eu în cont, îi donez cu mare inimă. Și seara când au revenit ei acasă și mi-au dat mesaj de care sumă aveau nevoie, era fix suma pe care eu aveam în cont. În 5 minute n-am mai stat pe gânduri ca să nu vină ispita aia să mai tragă de mine înapoi, lasă nu da tot, mai păstrează și tu. Și le-am făcut transferul. Fără să spun celor apropiați, nici partenerului meu de viață. O mică pauză, doamna Adriana, da? Să-i lăsăm răgați colegului meu să caute în acele fotografii de la nuntă, este folderul cu europenii, ca să și vedem cum arată acel cuplu la care vă referiți dumneavoastră. Spuneți-ne dacă este vorba despre o sumă simbolică sau una mai consistentă. Acum depinde fiecare cât are portofelul, nici nu pot să spun. Pentru mine a fost munca de câteva luni bune, pentru altul poate câștigă în câteva săptămâni sau altul într-un an de zile. Deci din punctul meu de vedere? Din punctul meu de vedere a fost un efort financiar. Am înțeles. Da. Și soțul n-a știut, a doua zi s-a întors de la bancă că îi spusesem până să apuc eu să fac plata,
te duci și scoți după carte și cumperi și dregi și se întoarce și zice, auzi... Cineva ne-a luat din cont. Nu, nu, am băgat cardul și mi-a zis fonduri insuficiente. Și am mințit, am zis, îmi pare rău, dar azi noapte am avut nevoie să plătesc furnizorul de materiale, că eram în Polonia și aduceau un transport de marfă și eu eram datoare la el și am uitat să spun. Da? Ea, aceasta era familia cu prietenii mei din România, ea e Nicoleta, ea e Anca. În spate se vede și băiatul meu cu o fetiță mică, aici sunt cu băiatul meu. Deci ei sunt români, da? Cuplul. Toți cei albi sunt români. Da. Și cuplu, da, este soț-soție care au înfiat o fetiță, asta mică, Sofia, de 2 ani de zile și după aceea a apărut și acest bebeluș. Deci nu aveau un copil? Nu aveau un copil. Din dragoste s-au dus, s-au mutat acolo? S-au mutat acolo și au înfiat acea fetiță? Au înfiat acea fetiță, n-au înfiat-o ca au vrut ei, ci au fost nevoiți pentru că într-o zi la biserică, într-o zi de duminică, când ei mergeau să-și îndeplinească datoria spirituală, s-au trezit cu o familie, cu un bărbat și o femeie, care i-au pus un copil în brațe și a zis, ia-l că noi nu avem ce să-i dăm de mâncare. Era atât de slabă că era cât un nou născut, avea un an și ceva, femeia a mai născut un copil și când s-a dus la control cu cel nou născut... A aflat că e însărcinat. Nu, nu, când s-a dus la control cu cel nou născut, avea și fetița în spate, în traistaia, în bocceaua pe care o ținea ea și a zis, păi cum ai doi, că tu n-ai făcut gemeni. Atât era de mică, era cât cel nou născut. Și a zis, păi tu, femeie, nu i-ai dat să mănânce, ce să faci cu ea, ce mai dai, dă-o la cineva. Și a dat-o familiei de români și a fost foarte greu cu actele de adopție, încă nu cred că s-au finalizat, a venit pandemia, vă dați seama că au crescut-o aproape un an de zile acolo, i-au cumpărat căruți, i-au cumpărat hăinuțe, i-au cumpărat tot ce are un copil la noi în țară, mâncare de-a noastră, lapte praf, biberoane și astea. Și când a venit pandemia, au trebuit să întoarcă în țară și a trebuit să dea copilul mamei naturale, că nu avea voie să treacă copilul. Sunt anchete sociale, trec și ei la fel ca și la noi, la o adopție, prin multe proceduri. Deși acolo ar fi mult mai multă nevoie decât la noi. Ar fi mai multă, dar ugandezii nu își dau copii niciun fel. Și Anca a vrut să, cea blondă care e acum în imagini, a vrut să înfieze o fetiță, a ajutat o mamă la naștere, nu a ajutat-o ea, că ea este asistentă medicală, s-a nimerit pe lângă ea, a văzut că nu poate să nască, a plătit o salvare din banii ei și a dus-o la oraș, la spital, a născut, copilul a trăit, mama a murit în urma unei hemoragii și acum familia săracă cu 6 copii nu mai aveau bani și ea s-a oferit să o ia de crescut. A sperat și a făcut drumuri de vreo 800 de kilometri era dintre localitatea unde stăia și unde s-a născuse fetița acolo la junglă unde am fost noi. Și cumva s-au gândit până la urmă să-i ceară bani, a fost o încurcătură și ea și-a pus sufletul și copilul ăla e și în orfelinat și neadoptat și o situație așa foarte greu, deci ei nu-și dau copii, foarte greu poți să adopți, deși sunt orfani, deși statul nu permite decât cu foarte mare chinuială din partea albilor, să zicem așa, de acte, de documente, de dovezi, de tot felul, că sunt o familie. O lecție de viață pentru mamele românce, unele care încă mai jonglează așa, se despart de copii ca și de niște obiecte de care nu mai ai nevoie, din fiecare, păcate. Nu știu. Reîntorși în România, să înțeleg că de-abia după aceea a apărut și cel mic? Nu. Cel mic a apărut la vreo jumătate de an după ce ei creșteau acolo fetița. Ea primele luni de sarcină le-a petrecut în Africa, dar a venit pandemia, ea chiar vrea să nască în Africa și a venit pandemia și a trebuit să întoarcă și a născut la Londra, că ea locuia până să plece în Africa cu soțul ei, munceau în Londra. Niște oameni muncitori în construcție, ea la un hotel, nu cine știe ce bancheri, dar au văzut și ei pe Facebook sau la biserica lor, li s-a povestit despre misiunile astea și li s-a pus pe suflet, așa se exprimă ei, mi s-a pus pe suflet să plec în Africa. Și la fel mi s-a pus și mie pe suflet după ce am ajuns acolo să mă mai duc de fiecare dată când pot. Da, am auzit și o veste în prima audiție. Da? Lidia este din nou însărcinată.
Deci are un bebeluș de 8 luni, 9 luni și este însărcinată. Da, să le dea Dumnezeu sănătate și doi oameni am curajoși. Am aflat vestea când am ajuns acum în Africa. Da. Deja era cam rău, nu se simțea bine, dar avea o lumină în ochi și o bucurie și zicea, lasă tu, Adriana, că mă ajută Dumnezeu și o să vezi tu că o să fie totul bine. Da. Deci cu cât e speranța în Dumnezeu mai mare și credința și așa, cu atât trec foarte ușor peste necazuri, nevoi, Domnul ne dă și dacă ne rugăm, ne ajută. Alex, te rugăm frumos, arată-ne, te rugăm, acele hărți legate de Uganda, ca să știm exact cam pe unde a ajuns din nou doamna Adriana. Iată aici o fotografie simbolică cu trimitere la continentul de culoare, deși din ce în ce am devenit mai suspicioși încât, iată, să renunțe la culoare, la tot ce înseamnă, a luat o nebunie totală. Nu știu dacă... Deci asta colorată este Uganda, unde dumneavoastră ați ajuns. Da, capitala este la Kampala, undeva la mijlocul ecranului. Locul unde a trebuit să ne ducem la nuntă și la copilașii mei de suflet, undeva în sud, înspre colțul din stânga de jos al televizorului. Către Rwanda, da. Către Rwanda. Am mers 20 de ore cu mașina, am port bagajul mașinii, am avut o călătorie extraordinar de lungă, extraordinar, niciodată n-am călătorit atât. După ce am plecat din România, am avut escală în Dubai 12 ore, iar am plecat din Dubai în Entebbe încă vreo 5-6 ore de zbor, am și uitat câte. 8, nu mai știu. Dar am fost 2-3 zile. Acesta este stema de rapelul, da? Steagul ugandez, stema, cu o pasăre, o pasăre mare așa cât un păun și am avut ocazia să o văd de câteva ori. Am văzut-o și acum, i-am arătat băiatului, dar eram în drum cu mașina și până s-a uitat cum și s-a dezmeticit, așa, da? N-a văzut-o, da. Și era, e păcat, are așa o creastă frumoasă, colorată pe cap. V-am spus, e cam cât un păun, înăltuță și zboară și merge și ca o barză așa. Da. Spuneți-mi că de multe ori nelipsitele peripeții de care ați avut de parte de fiecare dată, dacă de data aceasta, la această plecare, au mai fost peripeții. Peripețiile sunt, eu atrag peripeții, da? Atrag. Deci dacă e cineva să meargă cu mine într-o călătorie, știe că nu este nimic liniștit și relaxat și totul este... E viu. De neuitat. De neuitat. Orice vacanță rămâne de neuitat. Orice călătorie, nu neapărat în vacanță. Se întâmplă câte ceva. Nu știu acum despre ce, că am avut foarte multe. Peripeții. Una care vă vine așa la îndemână. Peripeții. Am fost blocați în trafic, 5 ore în capitală, fără nici nimic de hrană, că noi ne pregăteam să ne ducem spre un restaurant să mâncăm și pe drum am tot văzut fructe, eu călătorind în portbagaj, vedeam doar în spatele mașinii, după ce treceau de o tonetă cu ceva, cu o tarabă, cu fructe, mango, lasă că oprim la următoare, ia uite, jackfruit, lasă că avem acasă. Am trecut și de fructele astea, le-am ratat și pe astea. Și le vedeam și ziceam, Doamne, cât o mai fi până ajungem? Și la un moment dat am zis, la prima opriți. Și la prima când s-a oprit, n-avea decât morcov și sfeclă roșie. Am luat o sacoșă de morcov și fetele din mașina cealaltă au luat-o, că am fost două mașini, am fost mulți călători în drumul ăsta, au luat o sacoșă cu sfeclă roșie și plasa cu morcov a rămas la noi în mașină. Și în blocajul ăla și ne-a luat foamea și ce să facem? N-am crezut că stăm nici o jumătate de oră. Dar după ce a trecut o jumătate de oră, a trecut o oră. Și după ce a trecut o oră, a trecut și a doua și a trecut și a treia. Copil mic, pampers și apă, lapte. N-aveam nimic ce să dăm. Ia dați-mi, fraților, un morcov de acolo. Că ne-a spălat. Că... Și am mâncat morcovi. Legumele care sunt în România, mult mai bune acolo, nu? Nu că sunt bune și la noi. Eu am mâncat morcovi cu toată copilăria mea. Noi n-aveam pe vremuri stixuri, ce aveau ăștia de ronțăit, covrigei și tot felul. Tatăl meu lucra la fabrica de conserve în Râmnicu Sărat și ne aducea seara câte o sacoșă de morcovi și citeam cărți și ce să facem? Ronțăiam la morcovi și zicea... Ronțăiască ca Bugs Bunny. Da, și zicea, al naibii să fie cine vă mai aduce. Hop, 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 numai așa. Plecați de aici din cameră. Deci, amintiri, eram învățată cu morcovi. Cum a fost reîntâlnirea cu Africa după o perioadă consistentă? O perioadă n-a fost chiar așa de mare, de la Paște. Deci asta a fost a doua oară într-un an. Pentru mine a fost numai bine. Deja după 5 luni începe să mă mănânce talpa foarte tare și caut în așa fel încât să plec.
acolo în Africa sau oriunde în lumea asta, să mă apuc să mai văd, să treacă anul și să nu rămân fără cunoștințe în domeniul călătoriei. Cum a fost intrarea în țară legat de COVID, legat de testare? De COVID, am plecat de aici cu test negativ. În Uganda nu se cere vaccin. Se cere la îmbarcarea în avion test negativ. La debarcare acolo în Uganda se face test tuturor persoanelor. Acolo este băiatul meu. L-am filmat eu pe el și el pe mine ca să văd eu că desigilează aia mânușile, că au testul nou. Deși pare că sunt în lumea a treia, să vedeți că sunt mai bine organizați decât ăștia de la noi, de la aeroport. Da. Că m-am întors, am fost extraordinar de furioasă pe cei din aeroportul nostru, care sunt total dezorganizați, nu știi la ce coadă să stai, nu știu nici ce formulare îți trebuie, când ajungi la unul te trimite cât trebuie la altul, când nu unul cât trebuie două. Dar am stat la o coadă de vreo 2 ore, unde am trebuit să plătim testele cu cardul. Era coadă pentru cash, coadă pentru card. Cum africanii nu prea aveau carduri multe, coada la card era mai mică. Să zicem că vreo 25-30 de persoane în 2 ore, că ei se mișcă în ritmul lor, ei au timpul, noi avem ceasul. După care am plătit aceste teste, 50 de euro fiecare, sau dolar, nu mai știu sigur, 50 știu sigur că era ceva. A trebuit să intrăm și acolo ne cereau un număr de telefon, ne nota pe WhatsApp și nu știu câteva ore nu ne-a intrat pe WhatsApp, sunteți negativ. Trebuie să dăm adresa unde ne ducem, că în cazul, Doamne ferește, dacă ar fi ieșit pozitiv, să ne izoleze, probabil, dacă ar fi venit cineva după noi. Da, asistenții medicali de acolo, deși aveau condiții rudimentare în cabinet, aveau de unică folosință mănuși pentru fiecare, le schimba și m-am simțit chiar în siguranță, deși am petrecut 4 ore în aeroport, într-o căldură insuportabilă. Da. Și prima țintă, primul popas? Primul popas a fost să ne ducem să băgăm carnea la frigider. Nu știu dacă ați urmărit postările mele pe Facebook. Așa. Am avut, deci asta e coada la cash. Și mai încolo, în dreapta, era la carduri. Partea stângă la cash, în dreapta la carduri. Aici domnul care primea cardul, plăteam cu cardul, avea un POS, o ștampilă acolo ne punea pe un bonuleț. Primul drum a fost, v-am zis, să ducem mâncarea la frigider, că am întrebat românii ce să vă aducem, adune și nouă niște carne, niște coaste afumate, niște ciolan, salamuri, cârnați, da? S-a apropiat și Crăciunul și la ei. Acolo nu prea sunt alimentare și de unde să cumpere de la frigider, că sunt vaci tăiate pe mijlocul drumului și spânzurate așa în bătaia prafului și a muștelor. Și am avut o valiză plină cu carne, cu brânză, cu conserve și a trebuit să le ducem la frigider. Și frigiderul unde era? Cu 250 de kilometri mai înapoi față de capitală. Ups! După care de acolo ne-am îmbarcat și ne-am dus înapoi spre capitală și iar ăia 600 de kilometri până la junglă să-mi văd copila și pe Cedric și pe Jonas. Da. Unde aveam și nunta. A, da? Tot acolo. Da, ne pregăteam pentru nuntă la prietenul nostru, avocatul Eliab. Da. Până la nuntă, iată, revederea aici, cu... revederea cu copiii. Au fost foarte... După un drum drângănitor și obositor, m-am trezit dimineață în liniștea aia și în frumusețea Africii și vegetației de acolo. Nimeni nu era. Și m-am îmbrăcat și am ieșit pe o bancă și am vrut să văd, oare copiii ăștia, adulții, mă mai cunosc pe mine după 2 ani din care n-am mai fost, din 2019, da. Nu mai fusese, în 2 ani jumate aproape. Și când ajungeau lângă mine, Adriana, zâmbeau, mă luau în braț, mă pupau, au fost foarte, foarte fericiți. Eu cred că am fost un pic în amorțeală, că mi-a venit să plâng și mi-am pus așa o barieră de emoții, că m-au doborât emoțiile, am plâns după toți copacii pe acolo. Da, iată. Da, copiii cântă. Mai ales în perioada asta de pandemie, dar și în general în ultimii ani. Copiii din Africa nu au fost la școală 2 ani de zile, au fost școlile închise total, ai noștri tot au mai făcut online, la ei nu există. E, da, asta vreau să spun, copiii noștri le-a dispărut, deși au condiții incomparabil mai bune,
La ei nu vei găsi bucuria asta. I'm happy, asta, exact, da? Asta cântă. Sunt fericit că l-am pe Dumnezeu, sunt fericit că m-am trezit și am văzut soarele, sunt bucuros. Sunt fericiți dacă găsesc ceva de mâncare, ei sunt fericiți să joacă frumos cu pietre, cu niște bidoane de plastic rămase de la detergenți, de la ulei de mașină, și fac ei mașinuțe. A trebuit să stau așa pe un deal, că dacă mă duceam jos lângă ei, mă acopereau. Ce le spuneți aici? Că m-au lăsit foarte mult, că le-a fost dor de dumneavoastră, da? Timp de 2 ani nu i-am văzut. Și că am văzut pe uliță, căutându-l pe Sedra, că unii copii încă purtau trestuțele pe care eu le-am făcut acum 2 ani în proiectul meu, fiecare copil cu caiete și pix pentru școală. Și așa mulțumesc prin bătaia asta, clap, clap, clap. Și le spun că acum 2 ani, când am venit la voi, v-am învățat un cântec în limba română. Vă mai amintiți cântecul ăsta? Vreți să repetăm împreună? Deci după 2 ani copiii au ținut minte cântecul în limba română. Mihai Costanescu, dacă ar fi trăit și ar fi urmărit imaginile acestea, cred că ar fi fost fericit. În care veți găsi numai copii. Au șovăit un pic la început, dar după aceea și-au luat drumul. Ce e sufletul dumneavoastră în momentul în care sunteți cu ei acolo? Când sunt acolo și acum am un nod în gât, dar și acolo se vede că eram cu emoțiile și mă... Îmi venea să plâng și acum am venit să plâng, dar nu mai abțin puțin. Ce șanse ar fi, doamna Adriana, ca dumneavoastră să înființați un ONG de modul acesta în România? Ar fi șanse de reușite și de ce nu? Nu. Nu mai am puterea să nu să mă lupt cu autoritățile, că autoritățile nu ies cu săbiile la luptă, dar ies cu hârtiile și cu necunoștința și neprofesionalismul. Și cu indolența și cu nepăsarea, nu, și cu tot ceea posibil, ce există. Nu vreau, dar nu sunt profesionist, nu știu ce acte trebuie. Te duci la unul, te trimite la altul, stai să vedem, stai să vorbim, stai că te căutăm. Și am obosit, am o vârstă, anul ăsta fac 50 de ani, nu vine să cred, da, și am obosit de atâtea hârtii. Adică vi se pare mai degrabă mai ușor de răzbit și de făcut lucruri duse cap-coadă, da, în fac, Africa decât în România aici, nu? Le fac, muncesc, îmi asum că am căpătat o pasiune și un drag pentru alții, ai noștri m-au dezamăgit și dacă le-am dat, le-au aruncat și dacă... Am mai făcut proiecte și în țară și da, zilele trecute și aici, am da? Povestit. Da, nu, nu, nu. Și acum, în ultimul timp și în decembrie, da. Am trimis haine la un psiholog în Râmnicu Vâlcea, care se ocupă de niște adolescenți. Sora mea a intrat în legătură cu el și m-a întrebat dacă am haine. Zic, știi bine că dacă deschizi șifonierele să dărâmă hainele. Așa, trebuia zilele astea să mă mai ocup de un pachet, dar n-am reușit, că am avut foarte mult de muncă. Am pe grupul meu de croitorie femei care sunt poate într-o situație materială mai precară. O doamnă ieri mi-a cerut, dacă am niște resturi de materiale, să îi le pun cu bani, mi-a zis ea, pentru că am un frate care are 4-5 copii și crește singur și ar vrea ea să le facă niște hăinuțe. Și am întrebat ce vârstă au copiii. Mi-a spus două fetițe de 5 și 8 ani și 3 băieți, 10, 12, 14. Și nu i-am trimis materiale, astăzi i-am trimis un sac plin cu haine și de fetițe și de băieți. Și nici doamnei nu i-am spus, poate nu e, oricum nu e din oraș de aici, e din Pașcani undeva, că acum astăzi am pus coletul și nu i-am spus despre ce când o... Îmi place să văd surpriza lor. Corect, așa este. Să fiți zâna cea bună. Da. Doamna Adriana, de ce statul român
nu s-o fi implicând decât doar așa, hârțoage, proiecte, ne lăudăm, ne adunăm. Dar de ce mă întrebați pe mine? Da, asta fiindcă, iată, dumneavoastră, știți, reușiți acolo. Am fost, să zic, cu vreo săptămână înainte de a pleca în Africa, la primărie, să cer un certificat de urbanism pentru un teren, că vreau să-mi construiesc ceva. Și doamna de la ghișeu mi-a spus, am întrebat, doamnă, uitați, am depus actele așa, peste cât timp, în cât timp primezi răspuns? Dar cu ce v-am greșit de-mi puneți mie întrebarea asta? Dom'le, știți cum am plecat eu de acolo, din primăria asta, a noastră, a Buzăului? Cum adică, dumneata, lucrezi la ghișeul ăsta și eu, ca umil cetățean, am venit, am stat la un rând și că îmi trebuie 100.000 de hârtii, și ea îmi spune mie cu ce v-am greșit de-mi puneți mie întrebarea asta? Da. Că nu ne merge site-ul, că nu avem oameni, că nu avem nu știu ce. Păi plecați, domnule, dacă nu sunteți, lăsați tinerii să... La jumătate din toate lucrurile astea, eu cred că chiar sunt adevărate. Și oamenii ăștia sunt stresați. Ce sunt în Ciocan și Nicovală? Bine, corect ce spune i-ar fi dumneavoastră. Domnule, dacă nu ești în stare, pleacă, du-te, vezi de treabă, du-te în altă parte. Dar cum îmi răspunzi așa? Și după ce mi-a zis, știți ce mi-a mai răspuns? Păi o să vă sune de la urbanism, dar dacă nu o să vă sune, să mă sunați dumneavoastră să mă căutați. Pe unde? La mamaia, la telefon, că nu mi-ați dat niciun număr, nu? Am plecat buimacă și cred că de la primărie până acasă am bombănit de ajungeam la Săpoca, dacă mă vedeți. Din păcate, apropo de ONG-urile astea, și cu asta închidem paranteza, iată și primele imagini la revenirea în Uganda. Doamna Adriana, am văzut femei cunoscute, femei cu potență financiară, așa, care vor să-și facă imagine, mai vin să mai adună, mai dă așa câte o de milă. De... Eu cred că oamenii ăștia care sunt foarte cunoscuți, și femeile în general, așa, pentru că femeile sunt mai implicate decât bărbații, să recunosc asta, ar trebui totuși să pună bazele mai multor ONG-uri care să se implice la modul serios, să meargă la Parlament, să propună, să stimuleze adoptarea unor legi și nu așa din când în când dăm un spectacol, adunăm niște bani care nu le ajunge nici pe omul ăsta. Ar trebui, cred că, luată mai multă inițiativă, dar dusă cap-coadă. Nu așa, ne fotografiem, știți, dăm, facem și... care e problema? Eu una nu am studii de politician, nu știu nici cu ce să mănâncă politica. Da, dar sunteți o femeie de acțiune, să știți. Poate asta, sunt asta de acțiune, poate... toate studiile care stau acolo în stare latentă, ne bine și nouă și la revedere. Ar fi complicat să-mi dau eu cu părerea dacă nu am cunoștințe, dar am discutat zilele trecute cu fiul meu despre politicieni, el este inginer constructor și l-am întrebat odată, că a zis că s-a dus să facă recepția unei lucrări și el a văzut acolo neconcordanță între materialele folosite, n-a pus cât trebuia, a pus mai prost, mai ieftin, mai puțin. Și el a zis, domnule, de ce faceți asta? Și a zis, păi ce vrei, mă, la anul nu vrei proiect? Nu mai vrei lucrare? Și a plecat dezamăgit și a venit cu un gust amar. Un copil care vrea și muncește și vrea să iasă totul bine. Și mi-a zis, mamă, nu mai aștepta, pentru că România, politicienii ne vor proști să poată să ne manipuleze. Dar în același timp, el nu pleacă din țară, pentru că are oferte să lucreze și în afară. Știți de ce? Pentru că mi-a zis, dacă vrei, poți. La școală te învață istoria lui Ștefan cel Mare, îți trebuie, nu-ți trebuie. Te învață, nu știu ce, comentariul lui Pădurea Spânzuraților, nu ți-a trebuit niciodată. Sau vorba unui comedian, ce era o fagurea la chimie. Da. Așa. Dar dacă tu, ca om, deci copilul meu îmi spunea, dacă eu am vrut să mă informez despre ceva, să știi că în ziua de azi am unde să mă informez. Intru pe internet, găsesc cărți, citesc și mă deștept. Și nu mă las eu prost tras în sistemul ăsta. Și eu nu plec din țară, pentru că și în țara noastră se poate câștiga la fel de bine ca afară, dacă ești corect, ești serios și îți faci meseria cu profesionalism. Și v-am spus că în avion, în timp ce eram în zbor spre Uganda, mi-a zis, știi că m-a sunat cineva și mi-a zis dacă știu să fac un proiect pentru un spital în Congo. Și că am făcut spitalul și a fost aprobat de prim-ministru Congolului, că i-a plăcut ce a făcut el și urmează să plece. Și l-a sunat domnul care i-a dat proiectul și i-a zis, Alex, mergi și fă-ți vaccinul antifebră tifoidă pentru Africa, pentru că la anul, în ianuarie, la începutul anului, așa nu i-a zis o dată fixă, o să plecăm în Congo să facem spitalul. Și el a zis, mi-am făcut vaccinul, mâine plec cu mama în Uganda.
Și colegii lui de birou să uită așa, băi, ai fost în Uganda, ce ai făcut acolo? Unii chiar nu știau, poate unii știau, unii nu, dar au rămas așa uimiți cum... Da, e puțin incredibil, domnule, să pleci de aici, confort, Europa, ne credem noi grozav, ce deștept suntem, ce tari deci, suntem și de nu fapt... nu l-am văzut, are 28 de ani, împlinește mâine, păi mâine, 29, râzând în hohote, când noi eram acolo la copii ăștia, la Rubuguri, în junglă, unde cântam cu ei, că el trimitea pozi în timp real de la nuntă, de la, l-a trimis cu ăsta micul Sedrac și copii și colegii lui, prieteni de facultate, colegi de birou, îi răspundeau și râdea, era atât de fericit că poate să trimită, uite că sunt la nuntă și îi arăta pe la mic negru, că ce-ai făcut mă, te-ai trezut și ai văzut negru în fața ochilor. Da, am înțeles. Da. Putem să dăm și cu un pic de sonor, te rugăm frumos, ales că e... interesant. Aici vine mama lui Sedrac. How are you? How are you? I'm Miss for Sedrac. Ego! Hey, God get the dress for you. Yes. Hey, Sedrac. If you want to stay with me in the bed, yes. You go to America. Yes. Deci lui mama? Pe copilul ăsta l-am căutat de la 10 până la 12-1 l-am găsit, după care l-am luat cu mine în casă. El e favoritul dumneavoastră de acolo din Africa. E copilul meu, da, cu un videoclip cu el. Aha, i-am spus că am fost sus la căsuța aia și l-am strigat pe Sedrac. Ea este una din fetele care au lucrat la atelierul meu de croitorie de acolo. Da, mi-am aduc aminte. Și... l-am trezit pe Alex din somn și i-am zis, uite, ți-l-am adus pe Sedrac să-l vezi pe fratele tău vitreg, ugandez, vitreg, între ghilimele, de suflet, așa. Care a fost reacția lui Sedrac când v-a văzut? Sedrac a zâmbit, el, vă dați seama că nu l-am văzut de 2 ani și are 4, acum el avea 2 ani, nu știu dacă are el memorie da. Sau ține de minte, dar este învățat cu oamenii albi și știe când vede când îl prinde un alb, e așa de ochios și plăcută. Are niște fălcuțe frumoase și o să-i dea o bomboană, o ceva și el e... Cel care se apropie este un inginer care a lucrat cu soțul meu la spital, pe care nu l-am recunoscut. Și el mă întreba, bună Adriana, ce faci? Ai venit? Și eu am zis, nu, dar tu cine ești? Și a zis, cum nu, că mi-ai răspuns ieri pe Facebook că ești... Și pe el îl cheamă Denis. And we always chat together on Facebook. And yesterday I asked you where were you? You replied me in Kabat. Yes, Denis. But you are so young. Și acum îmi părea foarte tânăr, nu mai îmi părea cum l-am văzut pe șantier în salopetă. Vorba, haina schimbă pe om, da, acum n-a, era îmbrăcat de biserică, îmbrăcat. Și tot mă îi spuneam, dar tu acum arăți tânăr, arăți așa, m-ai făcut un copil între timp. Și acum ați venit de acasă. Da, acum am, dar eu l-am recunoscut că mi-a zis că mi-a scris ieri pe Facebook că ești în cabale și este foarte profesionist, soțul meu, inginer, a făcut cu el la orfelinat o scară, a lucrat la spital și mi-a zis că cu Denis m-am înțeles foarte bine, știi ce... ce trebuie făcut din proiect. Dacă se uită la un proiect, știe ce... Aștept să-l citească, tip da, serios, da? Da, 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 da. Și a fost o bucurie pentru toți să ne revedem, pentru că eu am fost acolo, n-a știut nimeni. Toată lumea știa că eu ajung la nuntă, cum ar fi, pe la București, dar hai că de la București mai vin și până la Buzău să mai salut doi prieteni. Și a trebuit să merg printre... noaptea pe niște drumuri rupte. Dimineața când s-a trezit fiul meu, atât mi-a zis: "Mamă, eu nu știu cum ați voi dacă ați văzut că astea sunt drumurile, deci nu înțeleg cum de-ați venit și a doua oară." Bine. Da, iată pe Sedrac. Și papucei și bucuros de voie mare. Să duce cu el la mama. Go to your mother. Tu mama. E copilul care în celelalte emisiuni, nu? Da. Greșise și a cumpărat niște papucei, da, mai mari, da? Mai mari, că n-am apreciat, dar pe urmă l-am luat cu mine la piață și i-am cumpărat pe mărimea lui. Nu avusese niciodată papuci, Adidas, și i-am luat și mergea pe pietrele alea colțuroase ca de cale ferată. Eu prin papuci simțeam că mă înțeapă și el de sculț mergea lipa-lipa și fugea după mine. Cât de mare e bucuria copiilor când primesc cadouri? Să știți că a fost mare bucuria și a celor care nu le-am dus nimic. Da. Pentru că a fost în scurt drumul, am ajuns noaptea, nu am găsit nicio bancă deschisă, nu am avut de unde să schimb bani, să scot cu cardul, nu am avut nici atât. Cum? Aici învățam pe degete, 1, 2, 3, 4, 5. Și nu am avut bani cu ce să le cumpăr măcar un sac de gogoși să-i mulțumesc pe toți. Nu am avut, dar acolo în satul ăla nu...
nu-ți dădea nimeni. Am văzut că le-ați dus pufuleți? Am avut noi în valiză, da? Cu care am umplut valizele. Dacă greutatea ajunge la 20 de kg și rămâne goală valiza, se bălângăneau produsele. Așa că le-am căptușit cu pufuleți ca să rămână mașinile de cusut și ce am mai pus să fie pernă de antișoc. Alex dormea în spatele meu acolo. Și eu am mâncat cu sedra cu măr, am mâncat un măr așa și îl jonțăia și el nu știe ce e la măr, că nu se mere în Uganda. Dacă sunt la magazinele astea, cum găsim noi fructul pasiunii sau banane și portocale sunt mai de tot. Care a fost reacția la plecare? Mi s-a rupt inima. Am plecat la 3 dimineața ca să nu... Să evitați o despărțire dureroasă, da? Da. Și nici nu le-am spus că vin, nici nu le-am spus că plec. A fost așa și pentru mine ca un vis frumos. M-am trezit, am visat că l-am avut pe Sedra în brațe sau nu, pentru câteva ore. Nu știu cum să spun. Emoția este foarte mare și nu mai puteam să o duc mai mult de atât. Și prietenii mei trebuia să se întoarcă la pământul lor acolo. Aveau muncitori, erau nesupravegheați. Noi ne-am dus doar pentru nuntă până la primul oraș de lângă jungla aia. Dar am zis după nuntă, hai să facem un drum și până la junglă să vedem copiii. Rămânem în noaptea asta acolo, mâine îi vedem și după plecăm. Da. În scurt timp vom trece, iată, spun acolo, de paradoxul de pe continentul african, de la acea sărăcie din Uganda pe care am văzut-o în alte episoade și am reiterat-o acum. Vom trece la o nuntă cu vipuri, da? Dar înainte de a face trecerea aceasta, să vedem și care este varianta bogată a africanilor din Uganda, v-aș întreba ce se întâmplă, ce ați aflat legat de sursa aceea de apă potabilă la care ați contribuit și dumneavoastră financiar. Sursa de apă potabilă s-a înfăptuit, numai că nu am apucat să o văd, pentru că ne-am scurtat vacanța cu câteva zile, vacanța, se jură așa, s-au îmbolnăvit de malarie toți oamenii de acolo, de la terenul ăla. Și când am auzit asta, deși am fost informată că malaria nu se ia de la om la om, ci doar de la țânțar dacă te mușcă, copilul meu, băiatul meu, făcuse tratament de antimalarie cu 5 zile înainte de a pleca din țară, se face pe toată durata sejurului și încă 10 zile când ajungi în țară. Și el era la început, 5 zile și cu 2-7. Și mi-a fost frică, cum mă duc eu cu el acolo, dacă îl mușcă un țânțar și face vreo febră, ce fac eu? Și am zis un pas așa, un pic mascat către prietenii mei, le-am spus că oricum asta era și adevărat, trebuie să intrăm în țară până sâmbătă, că altfel Alexandru va trebui să stea în carantină, că venim din Africa. Și deși am fost testat negativ, nu s-a întâmplat să avem vreo boală, dar nu am ajuns să văd eu pământul. În schimb, dacă știam, vă trimiteam niște poze să vedeți apa și bucuria celor apa de acolo. Captată și să folosești. Apa captată, au tras sef prin pământ. Tot timpul am ținut în discuție și am specificat și am întrebat dacă există șerpi acolo și a zis nu sunt șerpi, mai ales că ei au mers la un teren nou, au defrișat păduri de banană, junglă și ce mai era pe acolo. Toată locația acolo, șerpi. Și au zis că nu, că nu-i niciun șarpe. Și după ce ne-am întors de la nuntă, ne-am împărțit în altă mașină. N-am mai fost cu familia tinerilor cu copii mici, am fost cu fratele fetei și când l-am întrebat pe el, a venit vorba așa și un șarpe a văzut și a zis că da, 2-3 pe zi. Și mi s-a făcut un nod în stomac și știam că și băiatul e frică de șerpi, orice numai șerpi, și ne-a arătat poze cum au săpat pentru țevi și a picat șarpele acolo și a rămas și am zis, dacă ți-ai face vreo casă pe acolo, trebuie să faci niște șanțuri adânci de 2 metri ca să pici șerpi și să nu mai poată să urce. Ca o glumă, acum poate puțin deplasată, dar e cu intenție pozitivă, dacă de șerpi se teme. Cum a fost cu șerpoaicile? Am văzut niște domnișoare de onoare foarte frumoase acolo la nuntă și putem să-și dăm drumul la imagine, Alex, te rugăm frumos. Da, cred, are o prietenă și cu ochii lui n-au fost către șerpoaicele africane. Da, așa o glumă. Da, mi-a zis, uite ce frumoasă e aia, ce ten finuț are, chiar îți drăguțe. Sunt mult mai frumoase ugandezele față de alte țări. Da. Iată, acestea sunt domnișoarele de onoare de la nuntă. La nuntă. Pe imaginea acestea, în timp ce se derulează, doamna Adriana, cum ați ajuns la nuntă asta? Ați știut sau ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns la o nuntă de vipuri africană? Cum am ajuns eu la o nuntă de Africa? Am
am vorbit cu prietena mea să mă aștepte la aeroport pe data de 4 decembrie. Nu, pe 2 am plecat, pe 3 am ajuns în Uganda și pe 4 a fost nunta. Și atunci ea mi-a zis, păi vine, venim și te luăm de la aeroport în 3, dar noi pe 4 avem nuntă la Eliab. Îl știam pe Eliab că fiind avocatul misiunii și l-am cunoscut și în România, a venit și el la nunta lor. Și am niște poze cu Eliab înfășurat într-o pătură la un restaurant, că era frig, l-am știut că România e iarnă în noiembrie. Da. Și el a venit așa, în cămașa africană și cum e pe la ei. Și am zis, cum, e nuntă la Eliab, te rog frumos să-mi obții o invitație. Eu așa ceva n-am văzut și vreau să văd și eu, să da, fiu o să acolo, apară între fotografii, invitația la un moment dat, când și, ajungem la ele. Și mi-a zis că nu e nevoie de invitație, tu ești prietena noastră și ești binevenită la nuntă. Și atunci, în ajunul plecării, mi-am trântit repede ochii într-o oră, mi-am pus ceva de încălțat la care să pot la să renunț acolo. La capitolul diverse găsim la invitația. Așa. Da. Și aici și am aflat cu stupoare că la nuntă participă și primul ministru al țării. Am văzut la masă, m-am dus și am filmat pe acolo. Aceasta este invitația, da? Da, invitația la nuntă. Eliab și Miriam. Aici era spectacolul. Se anunța, nu? Se anunța un show-ul concert de la, nunta la nuntă, un fel de Andra, Loredana din Uganda, Delia sau cine e cel mai de vază. Sau Andra, da. Da. Acolo jos, unde se vede fumul, erau ceaoanele cu mâncare, cu bucătăria, lor, da. Cu bucătăria lor. Bucătăria, cred că, nu știu dacă aveți film și după acolo, că am făcut un video și se făceau frigărui, s-au făcut mâncare de banane, s-au făcut tot felul. Aici era protipendada, da? Aici era la salonul de la corturi. Aici noi stăteam la rând și fiecare primea sunt amestecate pozele. Da. Aici e salonul cortul cu o opulență de nedescris, niște candelabre, niște buchete de trandafiri naturali. Adică de unde dincolo n-aveau nici apă curentă aici? De la corturi unde n-aveam unde mânca și oricum, nu de unde, de la altă misiune. Aici, la nuntă, da. Partea unde mâncam, să mânca pe jos, fără mese, fără scaune suficiente pentru toți musafirii, se mânca din picioare, farfurile nu se spălau, avea o doamnă, un fel de șorț trecea cu cârpa pe el, ca în armată, ca când o am făcut armată, și da? Îți spunea după ea, uitați, aia care au câte un scaun au, dar am filmat unii care mâncau și pe trepte și pe pământ. Iar în jur, mulți gură cască, nu? Oameni, nu? Erau și da, pe margine, nu? Aia care erau pe margine, deci avocatul ăsta locuiește într-un sat la munte, el trăiește și muncește cu soția lui în capitală, e un avocat, stă la un Mirele, birou. Da. Da. Are un birou într-o clădire de asta ca la noi, la Sofitel, cred. Da. De cine este angajatul? Avocatul? Este avocatul misiunii Speranța, cu care noi colaborăm pentru viză, pentru teren. Mirele, pentru, da, din imagine, da, de aici. Mirele din imagine. Și el a vrut să vină în satul părinților să facă nunta ca să vadă lumea ce bine a ajuns și să fie o petrecere împreună cu sătenii, cu copiii. Se întâmplă și la noi în România, da? Și el a făcut mâncare pentru tot satul. Deci a avut mâncare pentru tot satul. Dar fiecare mâncat, au invitat, fie că erau gură cască, n-au fie că erau avut, că invitații, da? Au fost doar cei permiși de către gardieni, jandarmi și soldați, ce erau în perimetru nunții. Dar ceilalți au venit la tuciuri după ce s-au terminat, toți copiii până la ultimul a primit ceva de mâncare. Și pe nunta asta, să vă spun că s-au cheltuit vreo 60.000 de euro. Nu știu dacă la noi este. Bine, așa? Și la noi un simplu revelion s-au cheltuit vreo 150.000 de euro, înțeleg? Nu știu să vă spun, dar așa, cu florile alea, Doamne, deci mi se părea că sunt într-un peisaj ireal. Am plecat de la sărăcia care era în deal acolo pe treptele alea și m-am dus la opulența de la corturi, mese frumoase cu fețe de masă de satin, cu naproane, cu vaze, cu flori. Câte cu corturi erau aici? Două am văzut? Erau mai multe? Două, sau? Unul așa unde erau mirii, nu știu dacă iau, ba da, aveau și nași. Mirii, nașii și invitații cei mai de soi, guvernul, pentru că tatăl miresei cred că era oamenii cu dară de mână, așa, da? Așa, și dincoace poate prieteni, familie, nu știu să vă spun, categoria, în partea cealaltă. Categoriile următoare. Iată aici și reprezentantul forței, da? Forței, nu intrai decât dacă aveai invitații, dacă erai, toți comunicau prin stație, nu te perdeai pe acolo, nu riscai să zici adică că mă chiar nuntă de vipuri în toată regulă. Să caut. Uite, noi așa am mâncat în poală și cu cei din guvern, și cu colegul cel de lângă băiatul alb din coace, din mijloc, așa cum, dintre cei trei, era colegul lui Eliab de la birou.
am fost privilegiați că am avut farfurie și canapea și masă într-o cameră, ne-a băgat, că noi am refuzat să stăm la rând, am zis ne lipsim, să mâncăm unde, să mâncăm noi pe jos. Niște doamne îmbrăcate frumos și celelalte doamne erau îmbrăcate frumos, dar n-au avut o... Ce conținea răsfățul culinar, doamna Adriana? Acolo? Răsfățul culinar era format din tuciuri cu mâncare de banane fierte, matoche, cum se cheamă la ele, tuciuri cu pui tocați, bucăți așa, aripioare, coaste, spinare, aripi... Și asta era o mâncare comună, obișnuită sau era de fițe mânca asta? Păi la ei, dacă mănâncă de la banane și un terci. Restul fasole, cartofi, fițe de fițe. Cine are pui este mega fiță. Cine are vită, cine are... Ăsta a avut frigărui, era luxul de la Burj Khalifa. Da. Aici este momentul în care ne-a băgat în casă, când ne-a văzut, ne-a spus unul la stație, măi, sunt niște albe aici care nu vreau, vor să stea. Mănâncă, comentează. Nu mănâncă banane fierte, cam cum am bea noi lichior fiert acum. Nu știu, eram, deci eram nu oripilați, eram șocați. Cum să stăm? Deci mi se părea, nu mai mă lipsesc. Și aici ne-a luat cineva și ne-a băgat în casa socrilor și ne-a așezat acolo. Socrimar. Socrimar, da. Că la urmă au venit și Mire și au mâncat la masa aia acolo și am avut furculițe. Deci, pentru Africa... E ceva interzis, aproape, da. Nu, nici nu se știe. Știți, am glumit cu băiatul meu și cu ceilalți prieteni când am plecat în Africa și data trecută cu Qatar și cu Fly Dubai, cu Emirates am fost data asta, ne-a dat acâmuri de metal, lingură, furculiță, cuțit. Și ce am făcut eu? Am băgat astea în rucsac, am zis, iată, știu că să vezi ce bun o să fie la junglă, că ea nu o să aibă. Și am avut furculițe și am avut lingurițe de la rucsac. Iată aici un fel de Andra a Ugandei, nu? A, așa, era prezentabilă, Rihanna mi-a zis. Cântă film. Frumos, da? Da. Un fel de Rihanna lor. Doamna Diana, ce ne puteți spune despre vestimentație, nu? Că sunteți în domeniu. Da. Să îmbracă femeile în rochii luxoase, în rochii... Cine-și permite. Cine-și permite. Toate erau îmbrăcate frumos. Și ele sunt corpulente, au niște forme apetisante și chiar dacă ele sunt cu fundul mai proeminent, cu sânii mai bogați așa, le place să se îmbrace mulat, să-și arate formele. Da, dacă iată, și drona. Și drona, au filmat cu drona, da. Mireasa cu ce se ocupă? Sau? Mireasa, cred că e inginer. Dacă rețin bine, este inginer, cred că în domeniul construcțiilor. Ce, fică de demnitar, ceva? Da, așa am înțeles și eu de la prietenii mei. Cu ea n-am vorbit, cu el am apucat, chiar după ce a servit masa, a ieșit afară și mi-a mulțumit. Special a venit la mine și m-a îmbrățișat și a făcut o poză și cu mine și cu băiatul meu. La biserică meu. Acolo i-a și la biserică, da, și a tresărit un pic, da. Încântată. Deci la biserică m-am dus cu aparatul, cu telefonul, cu selfie stick-ul, numai în dinți nu l-am filmat. Dar am trecut pe lângă gărzi. Da, iată, avem aici. Asta e biserica, da. La ei. Era restricție, toată lumea cu măști. Toată lumea un loc da, un loc nu. Deci la ei să păstrează distanțarea socială. Dar pentru mine era ceva inedit și cum să stau eu în fundul bisericii să văd numai spatele invitaților. Am luat telefonul și am filmat pe toți de la un cap la altul. Deci, doamna Adriana, să înțelegem așa, că e și la ei, sunt și la ei restricții, trebuie să poartă mască dacă ai bani. Dacă n-ai bani, nu mai e obligatoriu, nu? Unii aveau o mască, copilași aveau un carton tăiat și cu legat cosfoară la... ca să fie cu masca pe drum, că îi luau autoritățile la... Dacă găsesc vreodată poza aia, îi face miliarde. Nu mai spun ce eveniment ar fi putut să rateze, nu? Că se întâmplă asta la câteva zeci de ani, nu? Da. Ce impresie v-a făcut biserica asta, iată, față de lăcașurile de cult de la noi? Asta este o biserică religie catolică, ei sunt catolici, Miri. Slujba lor e mai dansantă, e mai ușor de petrecut, nu știu. Nu vreau să nu lovesc între ai noștri, între creștini, între ortodoxi. La noi, când începe slujba, mie vine să ies afară. La noi e așa, parcă acum te lovește necazul, acum nu mai ești viu de acolo. La ei parcă, ei chiar spun și am văzut și până, domnule, Dumnezeu te iubește. Da, la noi e așa, noi suntem robi, nu? Că există cuvântul ăsta. Robile Dumnezeu. Nu știu, nici aici n-am studii și nu știu să vă spun, dar eu am simțit la ei o atracție către bisericile lor și să stau gură căscată
că dacă au vorbit în engleză am înțeles, dacă au vorbit în ugandeză n-am înțeles nimic, dar după cum ei răspundeau cu o bucurie, îmi dădeam seama că e ceva de bine acolo, în discursul lor. Da. După ce se termină imaginea acestea cu, de la Biserica Alex, te rugăm frumos, ia acolo un clip cu obiceiuri, un dans african tipic al localicilor, un dans care... Da, și pentru mine a fost... am auzit muzica și cred că nu știu dacă cei plătiți de ei să filmeze au fost atât de activi ca mine, că m-am ridicat de la masă, am trecut repede printre invitați, printre nuntași, și m-am dus să filmez ceva inedit. Nu am văzut decât la televizor, în show-uri. Deci asta era locația, da? Asta era locația. Și uitați-vă, era frumos, undeva am prins și masa lui prim-ministru. Da, o să o avem undeva. Acolo exact, acolo scris pe un cartonaș galben. Da, acolo, asta este. Da. Iată, costumații africane. În câteva ore ați trecut de la sărăcie la super lux. Da, am găsit un pachet, povesteam cuiva astăzi care a venit în vizită, ce ați mâncat în Africa, și am zis, am ajuns la ora 9 seara de la nuntă în localitatea lângă junglă la 9:30. La 9 au interzis să închid toate magazinele și noi am zis, noi ce mâncăm? N-avem nimic. Carnea și mâncăreturile mele au rămas la 800 de kilometri înapoi. Și am sunat la magazin la cineva, ne-a așteptat și am găsit un singur pachet de biscuiți pe care vânzătorul ștergea praful, era ultimul pe un raft, că nu-l cumpăra nimeni, că era probabil scump, ei nu-și permit să mănânce biscuiți, și o pâine feliată. Atât am avut noi seara. N-am găsit butelie să prăjim niște cartofi, după ce i-am curățat, că i-am procurat și pe aia ciocănind pe la niște case, am găsit o oală de pământ, am făcut niște cărbuni, un jar și am prăjit cartofi în tigaie cu ulei, că m-a întrebat băiatul, câte pungi de ulei să vă dau? Zic, cum adică pungi? Dați-mi o sticlă de ulei. Nu, că la noi e la punguliță. Și două pungi de ulei, am prăjit niște cartofi. Și mă dar, ulei de palmier sau ce fel? Ulei de ce a fost, de pungă. Ulei de ce? Ulei cu pungă, că nu știu... Asta e un fel de trupa lui Smiley, cum era el mai în tinerețe, când ai dansa așa? Posibil. Nu mai îmi vine în cap nicio altă trupă acum și... În trecere, ce ați văzut acolo? Mulți dansatori, mulți cântăreți. Și la noi se mai practică acum. E o aglomerație și la nunțile noastre, cu golomini, dansatori. Mai au să mai aduc acum elefanți. Posibil, ceva... că nu, atâta. Mai mult spectacol văzut... mult, așa. Îmi pare rău că n-am putut să stau până să văd eu chiar toate obiceiurile. Când au început să vorbească miniștrii și... Fiecare vorbea câte o jumătate de oră, m-a luat așa o oboseală și am zis, e păcat de... Ce a spus? Partidul nostru care... Nu știu ce a zis, nu vorbea. Tinerii noștri care nu, nu, nu. Deveni... Ce le dădea lor acolo de indicații de viață și de casă nouă? Dar să mișcau ăștia într-un ritm și cu mărgelele alea, cu franjuri, aveau niște mișcări, să vede. Mi-a plăcut dansul. Din toată nota asta, ce v-a plăcut cel mai mult și mai mult? Din toată nunta, mi-a plăcut nunta în sine. Nu pot să spun că a fost ceva... Chiar și mâncarea aia pe pământ, pentru mine a fost ceva ciudat și mi-a plăcut că am avut ocazia să filmez și să vă arăt și dumneavoastră, românilor și telespectatorilor și prietenilor mei. Da, îmi băgam în ghea în gât. Da. Știți că am fost și de Paște la altă nuntă în satul Lanciboga, unde ne-a prins ploaia. Și acolo chiar nu cunoșteam pe nimeni și ne-am dus neinvitate și lumea s-a uitat ciudat la noi și noi zâmbeam așa, adică am venit și noi, dar lăsați-ne să ne filmăm. Ca și cum, dacă ne vede cineva și noi zâmbim, noi suntem prieteni cu nașul, cu ginerile, cu cineva. Așa, și aici de-abia ajunseseră la nuntă, da? Aici nu, aici mâncam. La nuntă, la copii, dar mai avem... Nu, Alex, la copii, la nuntă. Mâncam, mâncasem și acum coboram jos la petrecere. La... A, deci ați servit... Da. Și atunci a rămas băiatul meu șocat, a zis, Doamne, așa de mulți copii, da, vină încoace să-ți fac o poză, că nu mi-a făcut el și... Fiziți că au mâncat și copiii de acolo, au mâncat toți copiii, până la urmă am mai prins imagini când stăteau mai câte puțin, dar fiecare a avut... Foarte frumos din partea Mirelui, avocatului care, iată, și-a adus aminte de copii. De toți, și de săraci, și de bogați, și de toată lumea. Ce-o fi trăit și el în copilărie, ce-o fi fost? A făcut tuciuri, ceaoane de alea, cum făcea mama aia, să pun, erau pline de mâncare. Băiatul meu n-a mâncat nimic la nuntă, în afară de ananas. Eu am mâncat niște cartofi
o lingură de orez alb și o aripioară cu un sos. Iar ca băuturi, așa, fine? Sau... De la băuturi a întrebat, bezi ceva? S-a uitat așa până să răspundă, da, ne-a văzut albi, a venit cu o sticlă de Jack Daniel's, da? Cred, nu le-am. Și băieții ăștia sunt penticostali, nu alcool, nu... Am înțeles. S-a uitat și zice, băi, dar ăștia n-au fi știut că noi nu bem. Și eu zic, dă-i lui Alexandru, că Alexandru nu-i penticostal, da. Fine. Dar da. El s-a uitat, a strâmbat din nas și azi nu bea eu alcool. Sirop de coacă să n-aveți? Nu, nu. Și ne-au adus niște cocktailuri din fructul pasiunii, păi dacă nici niște acolo pahare nu de o jumătate de litru. Da. Vă spun, am băut într-una gură, puneam paharul, mi se părea că se usucă gura. Iar beam, iar beam. Trecea ăla, punea paharul gol, luam altul. Deci am băut la suc. Ați făcut cură de suc. Deci am băut la suc de fructul pasiunii cu mango, cu ce... A fost o bunătate, cred că am eu, printr-o filmare și... Cam câte persoane au fi fost acolo, vorbesc aici, în pavilionul ăsta, cu oameni de... Câteva de sute. Sute, da? Sute, sute. Deja acum se vorbea, nu? Ce spuneam acum mai se vorbea, vreme, erau, au avut, da? Doi de ăștia, MC, cum se cheamă, da? La noi, care au făcut un pic de glume, care înțelegea limba, îi bufnea râsul, care noi, ca nu ne-am înțeles nimic, ne-am uitat. Uite, colegul nostru, Alex, este ochi și urechi, pentru că el și are și el evenimente, urmează, poate împrumută ceva de acolo. Așa, uitați-vă, trandafirii sunt trandafiri naturali. Da. Toate florile alea sunt naturale în vaze. Mi-a plăcut. Pentru Africa și pentru noi, nu știu, n-am mai fost în ultimii 3 ani la o nuntă, nu mai țin minte. Ultimele 2 nunți la care am fost au fost la penticostali, la prietenii mei din Africa, dar una la Cluj și una la Bistrița, la Daniel. L-am întâlnit și pe Daniel acolo la nuntă, cu soția lui, și a fost foarte plăcută revederea și cu celelalte colegi de misiune. Lucruri de bun gust. Uitați-vă, șervețele, farfurii, invitații, fiecare masă avea un număr, știai la ce număr ești și scria pe plic. Doamna Diana, acum o întrebare, dacă vreți să răspundeți așa. Cât s-a dat la nunta? Cât mai merge nunta în Uganda? În Uganda, dacă vreți să știți cât merge, 200 de euro de persoană. Deci două, când am auzit de la fetele astea, am zis, aoleo, pe ți-au dus... Bine, pentru așa o nuntă... Da, bine, și... Nu a făcut o pasiune cât a făcut. Nu știu cât a făcut, dar nu prea mi-a picat bine, în sfârșit... A trebuit să dăm și noi, da? Asta fiindcă erau din alea neprevăzute, dar eu zic că s-a meritat. Am știut, nu, pentru ce am filmat eu, da, nu găseam eu 5 excursii să fac, să găsesc atâtea posibilități de filmare. Dar așa, nu știu ugandezii dacă dau ceva, dacă se duc cu cadouri, dar știți cum s-a dat darul? S-a pus un cont pe WhatsApp, s-a făcut un grup de WhatsApp și fiecare trimitea bani în contul ăla și înainte de nuntă. Ce au făcut. Da, deci noi suntem în urmă. Suntem mici, noi suntem cu casa acolo. Eu trebuia, cine n-a dat banii, nu se ducea la generică ca țăranul așa să ducă, da? Ia-mă și din partea mea un dar să ai sănătate, să ai fericire. Trebuia să-i dai la unde, la adiotant, care așa. Era cu stație. Da. Și eu am zis, cum să dau banul ăla, de unde? Mai știu eu că ăsta se duce la generică și... Sunt așa un pic mai neîncrezătoare. Și am trecut peste mese, peste așa, m-am dus la generică, vin în coastă, te pup, uite aici un plic, să fii sănătos și la anul să mă chem la botez. Din toată desfășurarea asta, ați reține ceva, ați face la nunta băiatului? Copilul? Ceva? Nu știu, al meu e mai simplu, așa, da. Cred că nici nu-mi spune când se însoară. Mi-arată verighetele și atât. Cred că o face așa la separeu. Nu știu. Da, e frumoasă petrecerea. Depinde acum și la ce vârstă se însoară și la ce vârstă voi fi o soacră. Că dacă mai merge de dansat părin cu Riana sau cu Andra sau cu Taraful Rutenilor. Da. Amintiri frumoase, iată, imagini exclusive, ca să zicem așa. Nu știu dacă da? Cineva... Nu, poate că a fost, dar din Buzău sigur n-a fost la o nuntă în Africa. Au fost dintre oficialitățile centrale, de la București, de la... Păi nu, am zis, da, din Buzău. Am înțeles. Din Buzău, sigur, sunt prima care am pus și imagini și am fost la o nuntă în Uganda. Spuneți-mi, tortul a fost bun? N-am apucat. Era un tort mare. Păi da, dar cine? Noi am plecat după o oră și jumătate. Tortul nu s-a dat. Da, a stat puțin la petrecere. Atunci chiar că-ți dat mult dacă a stat așa puțin. Și nici n-am mâncat. Ne mâncați, ne băuți, ne dansați. Nu știu dacă au dansat între ei, nu știu. Îmi pare rău că n-am stat, dar nici ceilalți albi care au rămas n-au stat până s-a terminat petrecerea, că s-a terminat undeva dimineața. Mi-ar fi plăcut să fiu, dacă nu era fix după atâtea zile de drum, să vedeți legatul mirese, cum să vedem, dansează, da. Da.
Eram după două zile prin aeroport, 20 de ore. Am văzut într-o fotografie în care aveați ochii mici, mici, mici de tot după atâta... Nu știu, da. Am fost obosiți total. După ce am dormit pe niște scaune în aeroport, ne-am îndurat să dăm 150 de euro pe o cușetă în aeroport de dormit. Două paturi suprapuse, cât un lift, cât în dulapul acolo unde spuneați, nu, că da. E scumpă... Scumpă somnul și i-am zis lui Fimi, închide telefonul și pune mâna și te culcă că am dat 150 de euro. Fă un somn pe măsura prețului. Pe 6 ore, că erai la ceasă. Dacă 2 ore 50 de euro, 4 ore până 100, te trezea, hai. Te trezea, da. Dar a fost cel mai bun pătuț din viața mea că l-am dormit într-o situație așa de oboseală, cruntă. Foarte frumoasă era artista asta și era îmbrăcată în niște voaluri. Și zveltă, nu și făcea da, nu era cu forme de astea. Iar se întreținea bine. Și cânta frumos și era live, nu era da. Și voce, playback. Aude, da. Da. Și sonorizarea, cred da. Că a văzut și colegul Alex acolo, sumedenia de boxe, de sonorizare, cu da, dronă, fotografii, da, operatori. Da, 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 au avut mulți de ăștia angajați la suportul tehnic. Dacă auziți ceva când ori face botezul, Alex, suntem da, nu știu, pe recepție, da? Da? Mă trimiteți pe mine delegat, mă iau acolo. Fiul nu mai merge, nici da? Soțul nu vrea să mai meargă, nicio fata problemă. Am fost, mergem noi, fac, noi doi. Fac un casting care vreți, da, eu cu Alex ne înscriem. La tragere la sori, la evenimente speciale. La ei nu cred că se botează. Da. Religia lor nu e cu botez ca la noi. Asta e cea mai frumoasă poză. Nu știți câte ziduri am sărit să ajung, pentru că ei ieșeau pe un alai, așa, un culoar în centrul bisericii și eu am zis că ies pe o ușă laterală și ajung. Și după ce am ajuns la un zid, a trebuit să ies ca la despacul. Că așa e în viață. În, da. În speranța că o iei pe scurtătură, câteodată dai peste am un zis zid. Să le ies în față. Aici, da, partea de sus, aici e din biserică. Erau emoționați, erau foarte... Uitați domnișoarele alea cu rochii mulate, am pozat toate rochiile care au fost la nuntă, dar nu știu dacă am apucat să le pun, n-am avut internet acolo. Ei, dacă ați prins un contract de genul acesta, să croitoriți la o nuntă de genul acesta, făceați rost de bani pentru alte acțiuni caritabile? Nu neapărat, că nu neapărat pentru la nuntă, că acțiuni caritabile poți să faci și prin alte forme. Dar nu, cu banii da, luați da, da. De aici, de pe contactul ăsta, să fi făcut acțiuni caritabile cu alte ocazii. Depinde, dacă le lucram în România, da, erau niște bani cu care să mă duc în Uganda. Dacă da. le făceam acolo și mă plăteau, nu mi-ajungea nici să mă întorc acasă. La... Da. Cum vi s-a părut toată atmosfera? Cum s-au purtat oamenii de acolo, care până la urmă foarte erau prietenoși. Da? Foarte prietenoși. Dacă eu m-am dus să filmez Mirele și Mireasa în fața altarului sau ce era la biserica lor și o doamnă s-a ridicat, era nașa, și le-a făcut nu știu ce, le-a ținut buchete pe acolo și a umblat cu niște tăvi să colecteze o sumă de bani pentru biserică. M-am dus și eu, am dat niște dolari acolo, dar când m-am așezat pe locul ei ca să pot să filmez mai bine, nu s-au uitat urât la mine. Din contră mi-a zâmbit. La noi plecați urgent. Nu, mi-au făcut loc, vino și stai aici să vezi mai din față dacă tot vrei să îi bagi aparatul în dinți. Da. Deci, așa arată o nuntă cu vipuri în Uganda, paradoxal, o țară unde nu sunt drumuri, dar nu-i problemă că nici la noi nu prea sunt, unde nu prea există apă și iată, totuși, oamenii din fruntea statului sunt favorizați ai sorții. Din păcate, da. Și pe la noi se întâmplă lucruri de genul acesta. Câteodată mai iau și pielea după albi. Da. Avocații ăștia, poate un teren e 300 de mii de bani ugandezi și le spun că e 500 de mii, după care ți-a și taxa de avocat și taxa de consiliere. Și... Și dacă spunem că, iată, aici viața este o junglă, aici chiar că se potrivește 300%. Că viața asta, descurcăreața, a te descurca în viață, da. E o junglă chiar aici. E o junglă, dar e o junglă și la noi. Da. Da, da, da. Și noi n-avem junglă aici. Noi n-avem junglă, dar avem niște lei. Da. Și paralei. Nu știu ce imagini mai aveți pregătite. Am mers la nuntă pe un teren accidentat. Am crezut că venim cu mașina în bot. Și în timpul nunții a început ploaia. De aia am plecat. Acum mi-aduc aminte de ce am plecat. Că am zis dacă mai stăm și plouă... Da, pe ce am un tricou de fițe. Nu știu, n-am observat. Da.
Dacă plecăm, dacă stăm să ne plouă și să duce drumul să alunecă, ne ducem... Mai aveți de stat. N-aveam cum cu mașina, chiar dacă era 4x4. Nu se putea circula pe acolo. Alea sunt bananele lor care se gătesc, să frig, să prăjesc, să fierb. Aici era un tank de apă pentru gătit, pentru menaj. Oficiale de la nuntă care răspundeau de invitații, care cu organizarea, a venit, n-a venit ăla, vezi că nu știu ce, vine drona deasupra ta, zâmbește. O nuntă de fițe, 100%, așa cum se întâmplă... Nu știu, dar fițe, cuvântul ăsta nu-mi place. Da, da. O nuntă de oameni bine... Corect, așa este. Bine realizați față de alții pe care i-am văzut. Că nu s-au uitat urât la noi. La noi când spui cu fițe, înseamnă că ești arogant. Da, în sens negativ, da. Deci mi se pare când ai fițe, ești arogant, ești... Ei au fost prietenoși și ne-au oferit ce au avut ei mai bun. Chiar dacă mai bunul lor nu era confortul nostru, să mâncăm din picioare sau după jos. Dar ne-au oferit, văzându-ne așa, nimic, nu ne-a fost pusă sănătatea în pericol, siguranța, nu. S-a ocupat de noi dacă am avut nevoie de ajutor. Bașca m-a lăsat, aici era bucătăria, să filmez. Da, uite tricou, așa, să mă referam, tricou, da. E tricou de firmă. E tricou de firmă, da. Și la ei vin mașini și grămezi de haine second hand. Și ți-ai de acolo cu 10 lei un tricou. Da, de altfel pe unul dintre copiii de acolo, la care ați fost și le-am copiii săraci, am văzut un tricou cu numele unui fotbalist turc. Aha, adică... probabil, că și eu le-am dus că de firmă, că de la SH, de la donații, de ale copiilor mei. Da, iată, nu. Aici și avem acel carton cu ministru, se... da. Cel roz. Încă nu venise la masă, era acolo să mănânce mâncare. Da. Au avut apă îmbuteliată. Și ministru, l-ați văzut până la urmă? A venit în perioada care a stat? Da, 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 da. Dar nu știu dacă îl filmam, era totul negru, nu se recunoaște. Mare... Ecrane, că am văzut nunta pe două ecrane. Erau două aici lângă mire și unul în partea unde era cortul al doilea. La plecare v-ați luat la revedere de la mir, da, sau erau ocupați? Da, 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 da. Nu, 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 nu. Au fost, v-am spus că m-am dus până la el să-i spun că plecăm și ăsta-i darul meu de nuntă. N-am vrut să-l las, contrar bunelor maniere a lor, că erau mai bune ca ale mele, da, să mă duc să-l întrerup de la masă și să-l chem un pic. Dar, da, v-am spus, am vrut să-mi iau la revedere de la el personal și să-i spun că m-am bucurat de ce am văzut la nunta asta și m-am bucurat că m-am de ocazia. Ultima perioadă, după ce ați plecat de la nuntă, ce s-a mai întâmplat până când ați părăsit Africa? Până am părăsit Uganda, de la nuntă am ajuns, după ziua în care am petrecut-o prin trafic, la Mubende, se cheamă zona, că sunt așa niște nume ciudate, dacă nu le repet, le uit. Da. Am ajuns acolo și i-am promis băiatului meu că îl duc în safari. Văzând că unul dintre angajați este deja bolnav de malarie și stă cu noi în casă, unde să plecăm noi? Să dispărem puțin în peisaj. Și am luat un copilaș de culoare din casă de acolo să meargă să traducă cu noi pentru persoanele care nu știau engleza, să ne, ce le spuneam noi și ce ne spuneau ei. Și pe fratele Lidiei, ca șofer, am închiriat o mașină și l-am dus și pe al meu și am dus și ceilalți doi copii ca și ai mei. Într-un safari, am înoptat la un hotel cu piscină. Doamne, să-l fi văzut pe ăla mic, că avea 13 ani, 14, de da, seamă cu băiatul știu, meu. Am văzut cum era el fericit la da. Piscină. Și eu mi-am pus un costum de baie, l-am avut cu mine, că am știut că dacă mergem în junglă, dăm de o piscină acolo. Și nu știu cum am făcut eu când am ajuns la hotel. L-am căutat un sfert de oră să întuneca. N-am găsit costumul de baie. M-am dus cu lingeria care era întuneric. Cu un prosop pe mine. M-am băgat și eu puțin în apă. Și băiatul ăla zicea, învață-mă să not. Pe cum să te învăț eu, mă? Că eu nu știu, mă duc ca bolovan la fund. Uite, hai că eu te țin de burtă și tu dă așa până când vezi că eu mai las mâine. Dacă te simți că te scufunzi, te ridici în picioare. Deci nu am văzut fericire mai mare pe el. La masă am avut de ales dintre pui cu cartofi prăjiți, nu mai știu ce mâncăruri de-a lor, și mie mi-a picat un copan, lui Fimiu i-a picat o bucată de piept cu cartofi prăjiți. Cartofi extraordinar de buni, dar când am mâncat azi eu nu mănânc pui ăsta, că e cam tare. Ăsta mic își luase ceva după o poză și a fost orez cu legume, n-avea carne. Și zic, dă-i repede lui, da,
lui ăsta mic și el mănâncă din pui și cică, this chicken is still alive. Puiul ăsta încă e viu. Da, că nu era bine prăjit, nu era, era amețit. Da. Înainte de a vorbi de, despre Entebbe, doamna Adriana, mai avem aproximativ 5 minute, ați fost în căutarea cimpanzeilor. Aveți ceva imagini de acolo? Cred că n-ați văzut cimpanzei, da. Decât dacă vă pune degetul pe ecran. Da. Am fost să vedem cimpanzei. Întâi am fost în safari, am fost la Cascada Nilului, am fost, nu știu cum ați ratat videourile astea, că erau, îmi fac mea culpă. Că erau extraordinari și unice. La Cascada Nilului, un volum de apă imens, curcubei, deci nu știu, la Niagara n-am fost, a fost băiatul, dar o splendoare. Am văzut girafe, ne-am pozat lângă ele, tot felul de animale sălbatice. După lei am umblat cam mult, n-am reușit, i-am propus ghidului că o să-i dau bani, 50 de euro, numai să ne ducă să vedem un leu. A căutat, a vorbit cu rangerii pe acolo. N-am văzut. Fiind un sezon ploios, iarba era cât noi de mare și cred că depășea și leul. De-abia vedeam girafele care erau. Deci și la ei ca și la noi, umblăm după lei și nu prea, și nu prea îi găsim. Și la plecare ne-a spus așa, vreți să vedeți și niște cimpanzei? Și eu am zis, ce cimpanzei? De adevărat le-a dat. Unde? Într-o pădure la o oră distanță de aici. Păi dacă ne încadrăm în timp, hai să mergem. Cât costă? Costă 90 de dolari, mi-a zis prima dată, de persoană, vreo 6 ore, nu merge. Zic, eu vreau 25 de dolari, 2 ore. Și a zis că vorbesc cu... Și era cu preț. 25 dolari dacă vei vedem, 15 dolari dacă nu găsim niciunul. Păi nu, că trebuie să mă duci, că plata ți-o fac la urmă. Da. Eu trebuie să văd cimpanzei, că n-auzisem și nu credeam că sunt și am zis că eu fi vreo tactică de a, de a lui să mai facă niște bani. Deși... Vreau să vă spun că i-am zis așa, căutăm o cazare în jur de 300 de mii de ugandești, de, în jur de 300 de lei de ai noștri, două camere de bani ăștia. Eu i-am dat tariful și el a zis ok. Deși pe booking camera era 2 milioane una și ar fi trebuit să dăm vreo 4 milioane de ai noștri pe două camere, mie mi-a dat cameră cu 300 de lei, două. Am avut internet, am avut piscină, am avut mâncare, am avut lux, am avut ventilator de aer condiționat. Am întrebat cât costă. Păi te costă mașina de safari, benzina, cu tare, cu tare. Și am zis, nu, că mașina avem noi. Cât ne costă serviciile tale? Și a zis 100 de lei. Cum, mă, 100 de lei să mergi tu după noi pe căldura asta? Ok. Să știți că i-am dat aproape 200. Da. Am mers cu noi și până la... A rămas așa. Deci toată lumea negociază, hai că-ți dau 80. Eu am zis pentru mine că e ok, pentru că îmi dau seama ce muncă este. A fost foarte profesionist, ne-a povestit de toate animalele. Și ne-a dus la cimpanzei și acolo, rangerul ăla, am ajuns la 30 de dolari de persoană și copilul negru gratis. Și după ce ne-a ținut el un speech, ce să facem, ce să nu facem, el îmbrăcat în costum armii și cu cizme până la genunchi, așa, mergea cu un băț în fața noastră și dădea niște buruieni și zicea, pay attention for the snake and aveți atenție la șerpi și la furnici. Aoleu, furnici ca de furnici, dar de șerpi. Am fugit de acolo și am venit. Ați fugit de șerpi și până la urmă n-ați scăpat de furnici, nu? Așa, după cimpanzei ăștia... La cimpanzei, după ce am mers o oră prin păduri și n-am văzut mai nimic decât niște bruieni și plante și copaci uriași și niște păianjeni așa, zice el încet, uite acolo un cimpanzeu cu puiul și ăla e un mascul și cu bățul așa filmam cimpanzei și dintr-o dată am simțit niște usturături pe picioare și dă cu telefonul, cu bățul, băiatul se descălța, scutura Adidas și ne-au mâncat, deci mi-au ajuns pe picioare, în sus, pe corp. Am crezut că mor de ciupitură de furnici, dar am văzut cimpanzei. Da. Până copași, câteva secunde, sunt într-o filmare. Și am zis, du-ne la mașină, gata, i-am văzut. Nu, stai un pic, acum vin familiile de cimpanzei care au fost să hrănească pe câmpuri. Și nu, noi am zis, ne duci la mașină că nu mai putem. Da, avem câteva fotografii, doamna Adriana, de la Entebbe, să vedem. Cu ciupiturile astea m-am vindecat săptămâna trecută după o lună de... Da, aici... Aici suntem în aeroport la plecare. Am făcut lui fiul, eu stăteam la un rând și el la un rând și eu îi dădeam poze ce vedere am eu în față și ce vedere are el. El s-a uitat și zic, uite să fac o poză între două gagici să-i trimiți prietenii. Foarte organizați, foarte, foarte, foarte organizați. Ebola. Mai era pericol Ebola, da? Deci nu treci în Africa până să apară COVID-ul, nu intrai dacă aveai temperatură. Era cu pușca la graniță.
Și aici e hotelul la care ați fost, aici, da? Aici, la hotelul la NTB. Ne-a prins o ploaie a doua zi, am crezut că nu mai reușim să mai scăpăm, să ajungem la avion. Așa de tare am dorit să plecăm, nu știu de ce, nu m-am simțit în pericol, dar m-am simțit așa, autoritățile în țara noastră spuneau că se închide țara, că vii din Africa, că ești bolnav. Aici niște pești împuțiți la propriu și la figurat, să vând, și eu am făcut poză și au zbierat alea la mine, că de ce le fac poză, normal, ca să o postez și să am amintire. Așteptam o motocicletă să ne ducem la piața de fructe, să cumpărăm fructe și ce mai găsim, suveniruri. Și am ajuns la tablouri și n-am putut să plec fără să... Contrar obiceiului dumneavoastră, care ați venit cu un suvenir. Am venit, mi-am luat pentru viitoarea mea căsuță un tablou. După ce am văzut pe aici și mi s-au scurs ochii la toate, cel mai mare și mai frumos, cred că ăla pe care l-am cumpărat eu a fost. Am negociat la sânge cu băiatul ăla până l-am obținut la jumate de preț. Ăsta mi-a plăcut, dar ăsta era vreo 400 de euro și n-a vrut să-l lase. Asta fiindcă avea dantură bine pusă era la punct, bine, era scump și acolo. Era bine și cu niște buze mov, era foarte bine realizat. Și ăsta este tabloul pe care l-am cumpărat eu și l-am dus la rămat, la o firmă, dar nu-i gata, că am vrut o ramă specială și nu n-am foarte găsit-o. Frumos, foarte frumos. Așa, e mai modern, mai și copiii deasupra îmi plăceau. Da. Și leul acela multicolor. Și leul, da. Astea cu lei sunt mai multe. Și elefantul ăsta e din două tablouri compus și pui unul lângă altul și faci. Îmi plac mai mult astea cu... specific lor, da? Specific africane, cu femeile la muncă, cu fețe de copii. Mi-am mai luat un tablou în prima călătorie. După ce am cumpărat o grămadă de suveniruri, am dat cu ochii de tablou ăla și n-a vrut să reducă. Și atunci am zis, îți dau și toate suvenirurile înapoi, îți mai dau și toți banii pe care i-am. Două ore am stat până n-am plecat, până n-am plecat cu tablou. O să apară și pictorul către finalul pictorul, acestor, da, fotografii. Enoch, cred, da, că se cheamă, dacă am reținut bine. I-am luat... Sau Gaddafi ceva, mă rog, acolo, da, parcă. Da, este, da. Este, acesta este, da. Acolo mi-am balat tabloul, îl punea niște ziare. Chiar, uite, mai am un singur suvenir îmbrăcat în ziar, să văd și eu ce scrie în ziarele lui. O să apară acum în curând, doamna Adriana, și nu știu de ce n-ați adus, iată, copaci cu sticle. Cu sticle. Am dacă ați fi adus ce? În România, de ce sunt sticlele alea? Așa a zis că pentru decor. Da, să copac cu fructe de sticle. Mă gândeam că dacă aduceați sămânță cu copaci niște care fac sticle, știți fost... ce a făcut soțul meu? Dădeați drumul la afacere. Acum vreo două săptămâni aveam niște sâmburi din toate gențele, de la jackfruit, de la cirimoia, de la fructele astea din Africa, și le-am avut într-o punguliță, le-a plantat într-un ghiveci. A ieșit așa o plantă și cu un pic de floare, să vezi ce ne... Da. Ne umplem noi de bani. Alex, după ce o să ieșim din emisie, să lăsăm clipul de la NTB ca să vedem acele imagini. Doamna Adriana, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă ținem pumnii pentru următoarea plecare, pentru că ne aduceți aici din exotismul altor continente. Vreau să plec din la căldură și dumneavoastră. Să plec undeva unde nu sunt restricțiile astea, că știu eu să mă apăr și să-mi apăr sănătatea, știu să fiu safe cu mine. Dar așa să mă legi la cap și la ochi și la gură, nu mai pot. Da. Cu mulțumiri încă o dată pentru prezență. Aceasta a fost emisiunea din această seară. N-a avut legătură cu Sfântul Ion, dar iată, da, ne, facem viața, ne facem viața mai frumoasă aici, unde, iată, cenușiul este la el acasă. Ionuț Paraschiv vă mulțumește pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Vă urează toate cele bune și petrecere frumoasă în continuare, dacă este cazul. Am un tablou frumos din toată galeria asta, de la acest famous, how is your name? Yeah. What is your name? Gandhi. African, pictor african. Și din oferta asta mi-a mai plăcut ăsta. Să le arăt la oameni. Surpriza o vedeți mai târziu. Foarte mult.